ultima oră, Petre Dar acționează după acțiunea lui Klaus Iohannis la CCR, cred ce președintele a făcut un exercițiu juridic. Președintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR o sesizare de neconstituționalitate a legii privind aprobarea programului prin care crescătorilor de suine primesc ajutoare de la stat pentru activitatea de reproducție, eful statului invocând-o neconcordant cu normele europene. Ministrul Agriculturii, Petre Dar, a comentat într-o intervenție telefonică la Antena 3 acțiunea președintelui. Programul nu este unul dorit de Liviu Dragnea sau de ministrul Agriculturii. Este programul dorit de AR. Ce acest sector a fost afectat de-a lungul vremii. În primul rând, nu l-am susținut. În al doilea rând, am dărâmat ce am avut. În al treilea rând, suntem tributari atât la importul de purcei, cât și la importul de carne, nu putem face consumul intern din producția noastră autohtonă, suntem tributari importului. Punct. Nu pot să fac o analiză direct pe acest tem, a spus Petre Dar, care a adugat ce demersul lui Klaus Iohannis nu face parte dintr-un război politic. Nu cred ce are legături cu Liviu Dragnea. N-are legături cu băiatul, ce ne? Liviu Dragnea. Eu cred ce președintele a făcut un exercițiu juridic, care îi este la îndemân, a mai spus Dar.